Ce? Credeți că scăpați de mine miercuri asta? Nu! Este tot marți astăzi, chiar aceeași zi în care am încheiat și vlogul pe care l-ați văzut ieri. Numai că ceasul e, doar de ce am încercat să mă uit la telefon că e închis. E vreo 7 fără ceva. Sunt machiată la fel și fondul ăsta de ten de care vă povesteam ieri este senzațional. Și motivul pentru care ne revedem și astăzi este pentru că mi-a venit mie așa ideea să filmez ceva în seara asta și am zis să filmez practic ca să postez mâine și să n-aștept până săptămâna viitoare ca să postez un nou vlog și voi face o combinație, așa m-am gândit eu, în care o să vă arăt niște cumpărături pe care le-am făcut acum de la Penny. Am fost până acolo, n-am mai fost de foarte mult timp și am zis să tragem o fugă și am găsit chestii foarte interesante și mă bucur tare de ele și am zis să le împart cu voi și de asemenea, plimbându-mă prin magazin, mi-am dat seama că aș vrea să fac o rețetă de prăjitură de care vă povesteam în vlogul de ieri, cred, în care vă arătam blenderul, mixerul ăla ce-o fi. Și vă ziceam că mă bucur că am în sfârșit mixer pentru că vreau să încerc să fac o rețetă de prăjitură pe care mi-a făcea bunica mea cu pișcoturi, un fel de tiramisu, doar că varianta fără mascarpone și cu cremă de prăjitură de la Dr. Oetker. Foarte complicat. Este ceva mult mai simplu decât un tiramisu și foarte, foarte gustos, absolut delicios. Acum, cumpărăturile pe care le-am făcut pentru această prăjitură sunt pur și simplu din amintiri, pentru că nici n-am sunat-o să o întreb exact care e rețeta, dar din ce mi-amintesc eu că punea, cred că mi-am amintit aproape tot. Am cumpărat ce mi-am amintit, vom vedea. Și da, asta va fi pentru astăzi, nu știu cât de lung va fi clipul ăsta și 20 de minute dacă avem, eu cred că este mulțumitor. Așa că hai să ne apucăm și să vă arăt ce cumpărături am făcut din Penny. Am cheltuit destul de mulți bani, am dat 153 de lei, parcă așa, dar am luat lucruri destul de interesante și anume, capsule pentru mașina de spălat, Persil Duo Caps, stai să văd câte bucăți sunt, 42 și noi de fiecare dată, mă rog, noi, el, calculează de fiecare dată cam care este prețul pe capsulă ca să luăm la cea mai avantajoasă ofertă și din ce a calculat el a zis că e foarte avantajoasă această cutie și am cumpărat-o, îmi plac capsulele de la Persil, sunt bune, îmi plac și cele de la Ariel, cred că se numesc. Îmi plac foarte mult capsulele pentru că mi se pare extrem de simple, pur și simplu le arunci în mașina de spălat și spală foarte bine. Hainele rămân parfumate și super mișto. Să le punem lângă. Cred că au fost în jur de 40 și ceva de lei a fost chestia, 41-42 de lei. Aici avem două chifle. Sunt chifle cu mai multe semințe, nu știu cum să vi le arăt, le vedeți? Două chifle acolo. Așa, după aceea, aveau seturi din astea gen de făcut cadou și l-am luat sincer nu ca să fac cadou, l-am luat pentru mine. Aveam mai multe opțiuni, prima oară am optat către... era un set care avea un gel de duș de la Nivea și o cremă de corp tot de la Nivea. Nu știu cu ce arom, cred că cumva aroma clasică sau ceva de genul și costa 22 de lei. Dar după aceea m-am uitat pe acolo și am văzut varianta asta de la Dove, care are Derma Spa, două creme din gama Derma Spa. Și o să desfacem împreună să vedem exact ce e aici. Mamă, ce tare, zici că ăsta ar fi un papion. Ai, ce drăguță e fundița. Cred că pot să o folosesc să-mi prind păr cu ea. Ce simpatică e. Și asta arată așa ca o bomboană. Acum mă prefac că mi-am făcut singură un cadou. Și așa, ieri a fost dragobetele și nici n-am știut. Eu credeam că dragobetele e astăzi pe 25, dar de fapt a fost ieri. Hai să desfacem, să vedem cum e asta. N-aș vrea să o stric, sincer. Da, ia să vedem. Derma Spa Godness Body Lotion with Omega Oil for Velvety Soft Even Looking and Luminous Skin for Dry Skin. Cam asta ar fi. N-am încercat niciodată această gamă de la Nivea, niciodată această cremă, acest habar, nu am cum sunt. Dar o să testez în seara asta. Ia să vedem. Am pus un pic pe mână. Mirosul e foarte... Vai, ce frumos miroase! Îmi place foarte mult mirosul și să văd cum se absoarbe. O să o testez în seara asta și vine... crema asta de corp și o cremă care cred că cam aceeași chestie în varianta mai mică pentru mâini. Da. Sunt curioasă dacă e vreo diferență de textură. Da, cu siguranță asta e mai groasă, altfel a ieșit de aici. O să vedem ea. Eu sincer aș aplica chestia asta pe zonele mai uscate și asta pe zonele mai puțin uscate, fiindcă asta ar fi un pic mai concentrată. Să vedem cum sunt, o să vă țin la curent. V-am zis 20, nu, asta a fost 30 de lei. Bun, am luat și un ananas pentru că am văzut că costă 8 lei bucata și este un preț bun. După care, pentru rețeta de prăjitură, am luat pișcoturi. Astea cred că sunt pișcoturi obișnuite, nici nu m-am uitat dacă sunt de vreun fel, habar n-am. Nu știu să nici câte sunt, dar o să mă orientez în funcție de vasul în care aleg să le fac, să fac această prăjitură. Deci avem pișcoturi, după aceea o să ridic sacoșa, că cred că e mai inteligent așa.
Am scos de aici și o sticlă, de fapt avem două sticle de Strongbow, este cidru de mere și asta e cu varianta cu fructe de pădure, e foarte bun, are gust de suc, are și un pic de alcool, dar sincer, nu știu dacă contează foarte mult. Aici avem tot felul de chestii astea, fiindcă e ceva ofertă la Profi, aduni 5 puncte și primești jumătate de preț la niște chestii. Așa, paste, am luat melcișori din ăștia, eu nu țin cu neapărat, adică de formă mi se pare că toate au același gust și deși ăștia par așa că ar trebui făcut cu lapte, eu o să-i fac și cu alte feluri de sos. Am luat și un timp de bână, deși m-am cam săturat, sincer, fiindcă am mâncat foarte mult, dar am zis că hai să-l iau, dacă tot l-am văzut acolo. Ca să miroasă frumos în casă, am luat acest, nu știu cum să zic, electric, e aparat de parfumat, ca asta e electric. Și știu că era foarte bun pentru că avea cu niște ani o rudă de-a mea și știu că mereu când intram în casă mă izbea mirosul, dar în cel mai plăcut mod, adică fără să fie foarte deranjant. Băi, de uitați cum stă părul după ce mă spăl pe cap, asta este textura lui naturală, așa l-am de când mă știu, dar mâine o să se... nu o să mai fie atât de electrizat. Revenim la acest aparat. Mi se pare foarte convenabil pentru că nu e nici ăla cu puf-puf. Stă și în priză, stă într-un loc în care e tot timpul, nu trebuie să ține o minte să apăs pe el. Și din ce mi-amintesc, astea de la Glade sunt bune. O să-l desfac chiar acum, să vedem cum e. Eu mi-am ales aroma, sincer, după cum mi s-a părut mie. Mai era o aromă care avea iasomie și nu știu ce fel de lemn, dar pentru că nu știu cum miroase, am zis să merg pe varianta asta, Relaxing Zen, cu roz, așa, care mă gândesc că miroase cumva floral și din ce cred eu, ar fi că desfac ăsta, stați că e foarte bine pus. Miroase bine, da, mi-a venit un miros plăcut, deci vreau să inspir foarte tare și pur și simplu cred că, da, pui asta aici și bagi în priză și din ce știu eu, trebuie să bagi în priză vertical ca să nu se scurgă și asta o să fac după ce termin aici de vorbi cu voi, mă duc și bag asta în priză, cred că o să stea undeva ori aici în sufragerie. Deși nu cred că avem vreo priză pe perete, cred că în hol sau sub masă, nu știu, oricum, o să vă țin la curând și despre asta, să vedem dacă într-adevăr îi se simte aroma. Apoi, banane, ciocolată, mie nu-mi plac. Un almete cu verdeață, foarte bun la micul dejun. De asemenea, am luat și niște măsline care sunt umplute cu ardei. Sunt curioasă și de el, avea o variantă mai mare, dar am zis pentru început să luăm mai mic, așa să vedem cum e. Am luat mentosane, de dragul vremurilor trecute și a tinereții mele, au fost acum un timp. Am luat și tic-tac, o variantă de tic-tac din asta gen fake, a great peppermint, trajeul mentolate. Da, mirosa tic-tacul și au fost mai ieftine. Pentru prăjitură am nevoie de cafea. Pentru că niciunul dintre noi nu este bător de cafea și pentru că nu aveam de la cine să împrumut la ora asta cafea, ei sau poate aveam, dar nu voiam să deranjez pe nimeni, am zis să mă descurc altfel și am luat două pliculețe din astea de la Festa, clasic, 3-in-1, mă gândesc că e tot în zona aia, bunica mea știu că făcea cu cafea din aia praf, gen la borcan, și făcea un pic de cafea pentru că va trebui să muiem pișcoturile în cafea respectivă și da, pentru asta am nevoie și am luat două plicuri pentru că unul cred că sincer nu era de ajuns. Apoi am luat și două variante de rom, care cred că este nouă această variantă, deși nu pare să scrie nicăieri nou, dar este baton de ciocolată albă rom și vedeți că scrie că are arahide și caramel sărat. Sunt foarte curioasă cum este și am luat două, după cum spuneam. El a fost interesat de acest filet de somon afumat, eu nu știu cât de mult o să-mi placă neapărat, dar l-am luat pentru că arăta destul de bine, cred că a fost 7 lei bucata asta, tot așa pentru micul dejun. Pentru niște bruschete, poate, de ce nu? Tot pentru crema mea, nu pentru crema mea, pentru prăjitura mea am nevoie de cremă și crema pe care noi o foloseam era cea de la Dr. Oetker, asta pentru prăjituri. De obicei luam două plicuri, dar luam diferite. De exemplu, luam unul cu aromă de ciocolată și unul cu aromă de rom și le combinam ca să iasă o textură, un gust mai interesant. De data asta, acolo aveau doar gust de ciocolată și gust de vanilie și nu mergeau combinate, evident, așa că am luat două de felul acesta și pentru ele am nevoie de lapte, lapte din fericire am în frigider. Fiecare plic necesită 250 ml de lapte ca să fie făcut și niște zahăr pudră, bla bla bla, da. O să vedem ce iese. V-am zis, n-am făcut niciodată singură prăjitura asta, de obicei o făceam cu bunica mea și ultimul lucru pe care l-am luat de la Penny sunt aceste prăjiturele. Am văzut că erau ceva, zici că eram la Lidl la săptămâna italiană, sincer, pentru că erau multe chestii de genul ăsta cu scris în italiană, bănuiesc eu. Și astea sunt niște prăjituri.
au fost 4 lei sau 3 lei, toate astea. Și acestea au fost cumpărăturile. Acum, haideți să ne apucăm să facem prăjitura, pentru că sunt foarte nerăbdătoare, sunt foarte curioasă cum va ieși, plus că nu o să putem să mâncăm în seara asta, fiindcă e genul de prăjitură care trebuie să stea câteva ore la frigider, așa că o să lăsăm peste noapte și vedem mâine exact ce gustare. Trebuie să mă organizez un pic, să îmi adun câteva lucruri și după ce rezolv cu chestia asta să stabilesc și în ce o să fac prăjitura, o să vă iau și pe voi și ne apucăm de treabă. Avem părul prins și bretonul semi-prins, bluză de casnică, oglindă plină de urme, evident trebuie să o șterg, pisică camuflată, pisică mie unicioasă micuț, lapte, pișcoturi, creme, cafea, apă care fierbe pentru cafea, zahăr pentru cremă, niște esențe de vanilie pentru cafea, boluri, chestii trestii, și pe domnul mixeroblender, da. Acum punem cafeaua sau chestia asta, că am văzut că are o tonă de zahăr, aci. Amestecăm și lăsăm să se răcească. Am pus cafeaua la răcit și m-am așezat la masă. Nu știu de voi, eu sunt tare entuziasmată de clipul ăsta. Să gătim așa împreună aici. Cred că vedeți destul de bine și masa, sper. Și sunt pregătită. Acum trebuie să facem crema. Am adus aici castronul ăsta. Am adus mixerul, care funcționează. Și hai să vedem ce avem de făcut. Asta a fost pisica mea care a aterizat pe cuptor. Pentru că de ce nu? Puf, jos de acolo! Într-un vas înalt se toarnă 250 ml de lapte rece de la frigider. Atenție, laptele proaspăt trebuie fiert. Lapte rece, 250 ml, ceea ce înseamnă pentru două plicuri, o să avem nevoie de jumătate de litru de lapte. Se toarnă conținutul plicului peste lapte și se adaugă 2-3 linguri de zahăr pudră. N-am zahăr pudră, am zahăr din ăsta, ne descurcăm. Se amestecă cu mixerul la viteză mică la început, apoi se bate 5 minute la viteză mare. Wow, ok? Se obține o cremă consistentă, crema astfel preparată se folosește pentru umplerea torturilor și a prăjiturilor care se vor păstra la frigider până la servire. Bun, zice că trebuie într-un vas înalt. O să aduc un vas înalt. Am adus vasul ăsta de la mixer și o să-l folosesc pe el și o să torn acum 500 de ml de lapte. Să zicem ce lapte este. A, de la Proxy. L-a luat prietenul meu ca să mănânce dimineață cu cereale și... Bine că mi-a zis de el, ca să-l mai luăm unul. Urăsc când se întâmplă chestia asta. Și acum o să-l desfac. Am postat între timp clipul, sunt curioasă cum o să reacționeze. Și am văzut vreo 2-3 fete care erau foarte încântate. Hai să-l turnăm acum 500 de mililitri. Perfect. 500 de mililitri. Acum să turnăm conținutul plicurilor. Eu sunt foarte încântată când văd un vlog în care cineva gătește, nu știu, pentru mine mâncarea este o pasiune și fie că văd pe cineva mâncând sau gătind sau ceva, tot mă bucură maxim. Și dacă n-aș fi super weird atunci când mănânc, aș face și eu mukbang-uri, dar sunt ciudată, am încercat. Am filmat minim 2 clipuri de genul ăsta în care mănânc, dar pentru că sunt mult prea dubioasă, nu le-am postat niciodată. Acum ceea ce vreau să fac este să încorporez acest praf în lapte, pentru că dacă voi pune acum mixerul, o să se împrăștie peste tot. Și am aici lingura, cred că era mai inteligent mai întâi să pun zahărul, dar nu contează că mă duc să o spăl. Amintiți-vă de faptul că eu nu sunt aici bucătăreasă sau ceva, din contră, chiar n-am făcut în viața mea această rețetă. Dar sincer să fiu, sunt optimistă pentru că nu pare ce rău să iasă. Bunica mea a venit cu ideea prăjiturii astea, tocmai pentru că e mult mai ușor de făcut decât un tiramisu. Mi-a făcut și tiramisu de câteva ori. Eu vă zic acum povești de acum 7 ani sau 6 ani. Câte linguri trebuia că nu mai știu, stai să văd. 2-3 linguri, nu de zahăr pudră. O să pun 4 linguri de zahăr. Și o să gust, să vedem care e treaba. Hai să băgăm mixerul, zic. Bun, am omogenizat un pic, sunt cocoloase și chestii, dar le rezolvăm, nu-i problemă, de cocoloase nu-mi e frică. O să amestec un minut la foc mic, era să zic, la viteză mică, după care 5 minute la viteză mare. O să mă distrez maxim. Am terminat cu amestecatul la viteză mică și deja mă doare mâna. Am făcut pe aici, văd ciocolator, cumva trebuie să șterg, să spăl ca de obicei. Și acum o să mă apuc de amestecat la viteză mare. Mi se pare că mă ajută bolul ăsta, sincer nu mă așteptam. O să dau la viteză mare și hai să vedem care e treaba. Mă enervează că la mixerul ăsta trebuie să ții apăsat. Trebuie să ții apăsat și în momentul în care degetul se oprește. Mi-ar fi plăcut un buton pe care să-l apăs, să-l las acolo, pentru că mi-a amurțit și degetul. Hai să ne apucăm de treabă.
Gata, am terminat de amestecat. Au trecut, cred că mai bine de 5 minute, dar am făcut și câteva pauze pentru că o luam razna. Nu știu dacă vedeți voi, dar peste tot în jurul meu sunt pete maronii de la această cremă, pentru că aveam minunata ideea de a mai ridica în timp ce se amesteca, de a mai ridica mixerul ăsta un pic. Și am proșcat peste tot, mă mir că pe pereți s-a făcut, dar eu sunt plină, pentru că sunt o bucătăreață foarte bună, din câte puteți vă să vă dați seama. Bun, acum o să pun crema asta să stea, cred că bag un pic la frigider, nu știu dacă contează neapărat. Și văd dacă se rece cafeaua, îi adaug un pic de esență de vanilie și ne apucăm de înmuiat pișcoturile. Și mai întâi trebuie să mă gândesc în ce tavă o să fac chestia asta, pentru că, sincer, cred că asta e mult prea mică. Da, revin să vedem care e treaba. Am dus crema în frigider, am răsturnat cafeaua sau 3-in-1 ce e aici, că asta mai cafea nu e. Poate o să regret un pic faptul că n-am ales să cumpăr cafea, dar eu nu sunt o mare fană a acestea și am nevoie doar ceva care să dea un pic de aromă și să joace rolul de sirop pentru pișcoturi. Așa că să vedem, în funcție de cum iese acum, mă hotărăsc pe viitor. Miroase bine, am și gustat-o, e ok, e slăbuță, așa, dar v-am zis că am pentru asta e și am răsturnat-o din ibric în acest castron, pentru că am nevoie să încap un pișcot să pot să-l înmoi. Aici sunt și pișcoturile, chestia asta vine cu 4 rânduri și, by the way, am renunțat la ideea să pun chestia asta și am adus aici o tavă, e o tavă de iena și cred că o să fie mai potrivită pentru așa ceva și, da, voi începe să înmoi pișcoturile în cafea, așa, și să le așez în tavă aici. Iau pur și simplu pișcotul și îl pun un pic în cafea, dar foarte repede. Nu trebuie să-l lași foarte mult, pentru că dacă îl lași foarte mult o să se înmoaie foarte, foarte tare. Nu știu dacă vedeți ce fac, dar o să vă arăt asta și cum arată. Și da, practic asta o să fie. Sunt foarte curioasă cum o să iasă chestia asta. Mi s-au uscat mâinile groaznic, pentru că eu atunci când gătesc mă spăl de 100 de ori pe mâini. Cred că exagerez, mi-a și zis la un moment dat o prietenă, găteam împreună și m-a văzut că mă spăl de 500 de ori pe mâini și se uita la mine și mă întreba de ce mă spăl atât de des. Și am zis, pentru că atunci când gătesc, pur și simplu, dacă am atins o cârpă, mă duc mă spăl. Dacă am atins cutia de lapte, iar îmi vine să mă duc să mă spăl. Și tot așa, este o obsesie și nu recomand nimănui. E ok să ții la igienă, dar sunt în bucătăria mea plană. Nu cred că se întâmplă nimic. Și practic principiul este să punem un strat de pișcoturi, un strat de cremă. Un strat de pișcoturi, un strat de cremă. Și asta e tot. Nu știu câtă cremă am, nu știu câte pișcoturi am, nu știu câtă cafea am, habar n-am. Ceea ce se întâmplă aici este un experiment și eu vă recomand să faceți chestia asta acasă. Și dacă faceți chestia asta și rețeta asta, vă rog din suflet să puneți o poză pe Instagram, să mă etichetați sau să-mi spuneți în comentarii sau să îmi trimiteți poză în privat. Sunt foarte curioasă cum este, cum va ieși vouă. Poate voi ați reinterpretat-o, habar n-am. Da, și cam așa arată primul strat de pișcoturi, care practic joacă rolul de blat. E un blat foarte simplu. Și acum mă duc să aduc din frigider crema și să punem pe deasupra. Am adus și o lingură și acum o să iau din această cremă care a ieșit foarte faină. Am dat și pe masă. Și voi pune aici. Mă uitam la faptul că pe cremă scria că din un plic îți ies 350 de grame de cremă, deci practic din două plicuri mi-au ieșit 700 de grame, dar are un volum mai mare decât atât. Nu mă pricep, v-am dat și informațiile astea ca să scrie pe plic și o să pun în tavă, să o țin așa un pic ca să vedeți și voi. Să pun în tavă cremă. Și o să întind așa frumos. Dacă eram și o bucătar barusan, aveam o lopățică din aia, dar pentru că n-am canal de cooking, nu o să fac chestia asta. Și cred că o să-mi ajungă crema asta fix pentru două... două rânduri de pișcoturi acoperite cu cremă. Cred, abar n-am. Chestia e că n-am nimic, nici nu mai țin minte dacă bunica mea punea fructe sau chestii în interior. Eu parcă țin minte că nu, dar ar fi mers niște fructe ceva, niște afine... Banane n-aș pune, sincer. Poate niște fructe din compot, cred că ar fi mers. Dar le lăsăm așa deocamdată. Eu cred că o să iasă absolut delicios, pentru că crema este gustoasă, pișcoturile astea înmoiate vor fi minunate. Așa arată după primul strat de cremă. Vedeți, se văd pișcoturile și crema. Acum continui cu rânda 2 de pișcoturi. Nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt genul de persoană care constant are un sentiment apăsător că a uitat să facă ceva. Și mi se întâmplă chestia asta, mai ales atunci când plec de acasă. Nu mai zic atunci când plec în excursie sau în vacanță sau ceva. Am problema asta și când plec până la colț, dar vă imaginați când plec departe. Dar și când gătesc am această senzație, mi se pare că parcă am uitat ceva, am omis ceva. Sper că nu e așa. Dulce pare că e, am gustat crema. Da, ce să vă mai zic?
Sper să iasă chestia asta, eu fac un experiment. Eu mă distrez aici, nu știu ce să zic. Chiar îmi place să gătesc. Da, micuț? Micuț? Ce-ai pățit? Vrei și tu prăjitură din plicuri? Putem, putem. Cum să nu putem? Gata? Spuneți-mi că și voi miaunați odată cu pisicile voastre. Eu simt că avem așa un canal de comunicare, gen ele miaună și eu încerc să le emit miaunatul. Și așa ne înțelegem. Mi se pare atât de satisfăcător faptul că o chestie din asta mi-ajunge perfect pentru un strat de pișcoturi, pentru un, da, un strat de pișcoturi în tava asta. Da, micuț. Ok, gata, al doilea strat de pișcoturi. Am mai pus încă un pișcot aici în plus. Și acum punem cremă. Nu așa că este foarte complicat. Și o să o torn așa pur și simplu. Bă, sper că fac bine, de serios. Acum eu sincer sper că voi luați clipul ăsta ca ceva foarte relaxat, pentru că uneori atunci când gătesc, apar așa oameni din neant, nu știu, care sunt foarte supărați pe mine că am făcut nu știu ce cum nu trebuie și am... Nu știu, Doamne, mi-am amintesc doar atunci când am făcut o salată pe clip, am primit 100 de comentarii minim, în care lumea îmi zicea că nu-i bine ce fac cu salata, că ar trebui să o rup, nu să o tai, și că nu știu să gătești, și că oh my god, și că... What the fuck, e un clip relaxat, oameni buni, relaxați-vă. Sfaturi chiar aș vrea să primesc, dar mă rog, acum depinde și cum le spui și dacă sunt cerute. Acum, de exemplu, ca și sfat, v-aș cere sfat, mai mult părere, voi cu ce ați mai completat această prăjitură, în sensul de ce ați pune pe deasupra, ce ați pune în ea, habar n-am. Gata, am terminat de făcut prăjitura, așa arată, sunt foarte mândră de ea pentru, nu neapărat pentru aspect, pentru că nu e extraordinar de aspectoasă, dar sunt mândră că am reușit să o fac și nu mi-am scos ochii cu mixerul, n-am pătat pereții, suntem bine. Și am ornat-o acum pe ultima 100 de metri cu niște bezele, sunt aceste bezele mici luate din Kik. Ele sunt, cred că, pentru ciocolata caldă sau ceva, dar eu m-am gândit că ar fi foarte drăguț să le pun pe deasupra. Și hai să vă arăt ce am făcut. Tam, tam, tam. Mai mi-au rămas, uite, eu v-a dat o bezea. Mi-au rămas câteva pișcoturi, mi-au rămas niște cremă și am zis ce pot să fac cu ea, nu aveam chef să le mănânc acum. Și am zis să fac aici o mini porție și am pus un strat de pișcoturi, un strat de cremă și câteva bezele. N-arată la fel extraordinar, dar o să o pun în frigider cu capac. Și sunt sigură că o să împart și cu alții din chestia asta, o să fac diferite pachetele și o să duc la unii și la alții, pentru că e prea mult pentru noi. Uite, gata, am pus capac, bam, la frigider. Și da, să vedem cum o să fie mâine. Deocamdată asta a fost rețeta mea pentru astăzi. Mă așez și pe canapea. Mi-am dat seama că arăt un pic nebună cu bretonul ăsta care stă așa în toate direcțiile. Cam asta a fost clipul pentru astăzi. Cred că sunt plină de ciocolată. Abia m-am luat chestia asta din dulap și deja trebuie să o dau la spălat. Dar asta e situația. M-am distrat cu mixerul acela, dar eu sunt încântată de ce mi-a ieșit. Este o rețetă foarte simplă. Mi se pare o prăjitură rapidă. Dacă nu vrei să te complici foarte mult, ai nevoie doar de mixer, câteva castroane, 3, 4, 5, 6 ingrediente, nu știu câte sunt. Și e foarte simplu și este extrem de gustoasă și poți să adaugi la ea tot felul de chestii. Ananas din compot, uite că aveam ananas, puteam să-l tai și cred că mergea destul de bine. Deci ananas din compot, compot și nu doar asta, orice fruct din compot, fructe proaspete, banane, dacă vă place combinația de banană cu ciocolată. Dar nu e neapărat să folosiți ciocolată, uite, cei de la Dr. Oetker au mai multe creme din ce mi-amintesc eu. Mă rog, cred că sunt și alte firme, sincer, dar eu știu de Dr. Oetker și costă vreo 2 lei plicul, așa că nici nu e foarte scump, e și o prăjitură destul de ieftină, cred eu. Și puteți să vă luați, de exemplu, două feluri de cremă și să puneți în straturi ca la un tort, sau puteți să combinați, cum am zis eu că făceam înainte, luam o cremă cu rom, una cu ciocolată, le amestecam și ieșeam mult mai bun, era mai aromat, dar o să fac așa data viitoare, sau puteți să faceți cu cremă albă, oricum vreți voi, ideea este că pișcoturile astea folosite pe post de blat sunt foarte faine pentru că sunt și însiropate, mie îmi place mult să fie umblat în siropat și sunt sigură că să fie gustoase. E o prăjitură care duce spre tiramisu, dar nu are crema aceea care e un pic grețoasă de mascarpone. Chiar mi se pare o alternativă bună și este doar vina bunicii mele pentru această rețetă. Ei a venit într-o zi această idee și de atunci mi-a făcut-o, o făcea la fiecare revelion. În ultimii ani nu am mai făcut-o de când am crescut, dar mai de mult era o prăjitură de care eram foarte îndrăgostită și mâncam un kilogram pe zi, cred. Doar eu mâncam pentru că ea nu prea e cu dulciurile. Și o să-i dau și eu felie, o să-i duc, uite, cred că mâine o să sun și zic că am o surpriză pentru ea. Și să vadă cum mi-a ieșit, că e prima oară când fac așa ceva singură. Dacă aș ști ce face Puf acum, da, vânează acea bezea care e pe masă, vrea să o fure. A furat-o cu lăbuța și acum a fugit cu ea. Da, asta e fica mea, sunt mândră de ea. Ok, acesta a fost clipul pentru astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut.
Este deja a doua surpriză, pentru că în clipul de ieri v-am zis că azi nu postez clip și n-aveam de gând, dar dacă tot am făcut câteva cumpărături interesante și mi-a venit ideea asta să gătesc prăjitură, am zis hai să fac asta împreună cu fetele și să ne distrăm împreună să gătim. Eu m-am distrat foarte tare, chiar m-am relaxat, acum vreau să-mi pun o porție de supă cremă, să mănânc, după care fac un duș, mă curăț și eu de această ciocolată extraordinară și mă bag la Netflix. Mulțumesc din suflet că v-ați uitat la acest clip, sper că v-a plăcut, că v-a dat o idee de ceva dulce poate. Spuneți-mi dacă aveți idei de împărtășit cu noi, v-am zis sugestii sau poate aveți și voi o rețetă de prăjitură super mega simplă pe care o faceți în momentele în care vreți ceva dulce, dar nu vreți să vă complicați. Dezavantajul cu acest gen de prăjitură și cred că cu toate torturile în general este că trebuie să o lași peste noapte în frigider. Cred că poți să o mănânci și acum direct, dar cel mai bine știu că este să o lași câteva ore în frigider, să se închege toate ingredientele acolo și apoi la final să iasă ceva absolut delicios. Sper să rezist, să nu mă trezesc la 5 dimineața că vreau prăjitură să mă duc să mănânc, pentru că făceam chestii de genul ăsta și bunica mea găsea dimineața jumătate de prăjitură mâncată și era gen... Oricineva a intrat pe geam și a mâncat din prăjitură, ori Andreea a făcut asta. Și de obicei vă dați seama că Andreea era de vină. De obicei, adică de fiecare dată. Bine, mulțumesc că v-ați uitat, ne revedem data viitoare, pa, pa!